zice că ți-ai limicuț. 167 mi se pare de metri pătrați. Ce frumos e să le vezi pe toate la fel, toate casele astea la fel, în același stil. Este incredibil cât de mulți oameni construiesc în zona asta. Salutare tuturor! Astăzi o să vrem să vă prezentăm câteva case pe care le avem prin cartierul nostru. Vrem să vă arătăm, să intrăm prin ele dacă putem, cumva, bineînțeles. Acum o să mergem într-o casă la care știm constructorul și nu e niciun fel de problemă. Dacă nu putem să intrăm, nu putem. Asta e, o să vi le arătăm de afară. Ideea este că vrem să vă arătăm câteva case pentru că am văzut interesul vostru destul de mare în ceea ce privește construcția caselor și casele în general și atunci vrem să facem așa un tur al cartierului, să vedem ce se mai construiește și încercăm să vedem și câți bani, cam cât mai costă. Da, și important e la ce prețuri sunt față de anul trecut. Ok, haideți să intrăm într-una dintre case să vedem cum arată. Și să vedem așa, bine, deja știm detaliile astea pentru că noi, v-am zis, constructorul acestei case este constructorul care ne-a construit și nouă casa, așa că noi știm deja suprafața casei. Detaliile legate de construcția ei. Da, așa că haide să-i dăm bătaie. Ia uite ce căței micuți. Ia uite ce mică sunt. Ea e mama lor. Ok, haide să intrăm să vedem cum arată în interior. Ne-am văzut pe acelea, sunt câteva acolo care sunt deja construite și încă construiește la ele. Ok, deci casa aceasta 100, cât a zis? 167 mi se pare de metri pătrați și ne e distribuită cam așa. Aici se presupune că este sufrageria, living-ul, aici este living-ul. În partea acolo, aceea în spate, este bucătăria, care ar ieși undeva într-o terasă. În partea aceasta aici, este un dormitor. Dormitorul ăsta are în jur, cred că, 3 metri pe 3. Și îmi place foarte, foarte mult faptul că au geamurile extrem de mari. Ok. În partea stângă, lângă dormitor. Da, o baie cu un duș. Iar astea sunt scările care duc la etaj. Și aici este distribuită așa. Aici este o baie mai mare. Asta cred că are, asta are 3 metri pe 2, da. 3 metri pe 2, la fel cu un duș aici. După, aici este unul dintre dormitoare care are și terasă. Vedem cam cât așa mare, dăm cu pasul. Vedem cam cât ar avea, 1, 2. 4 metri jumătate, 4 pe 3 metri. Așa a fost acolo. Acesta a fost unul dintre dormitori, acesta este al doilea dormitor. La fel de mărișor. La fel de mărișor, haideți să vedem acolo una. 4 pe 4, aș zice. 4 pe 4, mai este colțul ăsta, de-aia e destul de micuț. Îmi place că sunt destul de înalte, acum, nu știu, cred că în momentul în care o să pună și parchet și o să mai vină pe jos, o să se mai înalte un pic, dar mi se par destul de înalte, chiar îmi plac mult de tot. Hai să mergem și în cel de-al treilea dormitor.
Asta este dormitor, pare a fi un dormitor care are ieșire pe, la fel pe un balcon afară. Da, e. Este un dormitor cu terasă, iar aici ai posibilitatea de a face un dressing în perete. Mă gândesc că ar pune așa. Sau aici. Acum depinde cum vrei. Poți să pui patul așa. Nu, poți să pui patul așa, în partea aia, și să-ți pui un televizor acolo. Sau poți să pui patul așa și nu știu unde mai pui televizor. Că dacă pun patul așa, decât aici. Aici ar putea să-l pun. Da, cel mai probabil de au și făcut zidul ăsta. Da, ce-mi place extrem de mult este faptul că, după cum vedeți, casa este din cărămidă. Nu este BCA sau alte chestii, este lucrată exact cum a fost la noi lucrată. Fix așa era și la noi, ăsta era stadiul în care am găsit-o noi în momentul în care am cumpărat-o. Și fix așa, cu zăpadă din asta pe sus, nu știu dacă toți fac chestia asta, dar eu zic că oferă un plus de izolație. Deci, 167 de metri pătrați util. Ce vrem să vă mai spunem legat de această casă este că au încălzire pe aici. Probabil o să mai vină încă un panou. Unul jos și încă unul sus, de reglaj pe fiecare etaj. Asta este diferența față de casa pe care am cumpărat-o noi, faptul că o să aibă încălzire prin bară de seară. Și da, vă spuneam că sunt destul de înalte tavanele, dar gândiți-vă că o să trească să bage țevile și absolut tot. Și atunci cu siguranță o să scadă foarte, foarte mult, adică foarte mult. O să mai scadă din înălțimea camerei, nu o să mai fie atât de mare. N-ajung, cred că mai e o jumătate de metru până sus, e destul de mare. Îmi place foarte, foarte mult, îmi place extrem de mult faptul că au geamurile astea mari. Uitați-vă că sunt de mari. Deci, aproape toată camera. Asta îmi place mai mult. Și asta este unul dintre lucrurile pe care noi le regretăm la casă. Faptul că n-am spart sau nu le-am spus să lase un pic mai mare geamul. Acum asta e. Legat de teren, 350 de metri pătrați. În spate, nu știu dacă mai au ceva. Haideți să vedem dacă pot să filmez de aici de sus. Da, uitați de la casele celelalte, mai sunt 2 metri, cred, în spate. Da. Da, nu știu cât de mult spațiu e în spate, dar e bine că au în față și au foarte mult în față. Casa fiind dreptunghiulară, se duce mult într-o parte așa. În față mi se pare destul de mult spațiu, sincer. Până acolo în colț au terenul. Gardul este tencuit, îl tencuie până acolo, cred. Acolo o să toarne ciment, după care o să-l facă fix ca la noi, cu fier. Asta a fost casa pe care am vizitat-o. Mergem să căutăm altele, să vedem dacă putem să le filmăm măcar de afară. Mai au încă una acolo pe care o construiesc, e fix la fel ca asta. Casa asta costă, costă 155.000 de euro. Ca opțiune în plus, asta are ieșire la strada principală, iluminată. Și ăsta este motivul pentru care nu lasă dorul la preț, însă cea de acolo, de pe care vă spuneam eu, cea de acolo ar lăsa undeva la 2.000 de euro, așa ne-a spus el la ea. Dar oricum, mie mi se pare destul de ok casa, având în vedere prețurile care se vehiculează acum. S-a mai făcut încă o stradă. Ideea e că în cartierul ăsta se construiește masiv. Casele la care noi am trecut și ne-am uitat. Uite ce frumos au închis aici. Nu au suficient teren și încă o problemă ar fi că nu au placă turnată.
Erau mici amănunte care nu au convenit legate de gardul între vecini și... Da, deci ei aveau un gard din ăla de sârmă pus între vecini și asta chiar nu ne-a convenit, faptul că aveam un singur gard. Deci noi trebuia să ne facem și gardul ăla între vecini. Dar ni s-a părut o prostie și am renunțat. Și erau destul de mult. Una era 95.000 de euro atunci când ne-am uitat noi. Da, cred că erau 95.000, da. Ia uita ce superbe sunt astea, cât de frumoase sunt. Dar spunea soția că sunt duplexuri, mai mult ca sigur, da, sunt duplexuri. Sunt aproape la fel. De fapt, da, sunt la fel la spate. Da, frumoase, rău. Incredibil cât de mulți oameni construiesc în zona asta acum. Și ați văzut mai devreme niște imagini, case ale proprietarilor pe care posibil să le fi construit singuri, de să fi fost cumva ideea lor de a construi, pentru că este ceva unic, da. Unic, deci sunt bine, mi se pare că se îmbină excelent de bine vechiul, modern, da, modern cu stilul vechi. Mă duce undeva prin Italia, un pic prin Grecia. Mi se pare incredibil cât de frumos s-a putut construi în zona. Da, cumva pe marginea lacului Como, așa le da, văd. Da, exact. Mi se pare incredibil. Dacă e să o iau pe jos și să mă plimb așa, parcă aș fi în vacanță. Nu pare că aș fi în Craiova, parcă aș fi în vacanță, tocmai datorită caselor acestea frumoase pe care le-au construit. Haideți să vedem ce mai găsim. Dacă mai găsim ceva... Să filmăm cât putem și cum putem. Să vedeți așa, să ne facem o idee. Sperăm să găsim case în construcție pe care să putem să le vizualizăm. Dar dacă vedem ceva mai deosebit, case care ne atrag nouă atenția, poate vă inspiră pe voi pentru proiectul vostru. Da, pentru cei care aveți foarte mulți bani, n-aveți ce să faceți cu ei și vreți să investiți. Poți să alegi să pui geamuri mai mari, să îi dea un aspect mai frumos. Am văzut la câteva case faptul că sticla dă extrem de bine și se vede. Sau placări, am mai văzut că da. Chiar le schimbă fața, da. Deci sunt multe idei. Avem și niște blocuri în spate construite. Ăsta pare a fi într-adevăr cartierul, casa noastră. Cred că vor mai construi case pe terenul pe care vi l-am arătat înainte. Doamne, este incredibil ce a putut să facă aici în câmp, efectiv în câmp. Pentru că dacă ne uităm, acum e câmp. Acum 5-6 ani pot să spun că nu erau construite nici 20-30% din ce vedem acum. Chiar sunt curios cât anume ar costa un apartament aici în blocul ăsta, având în vedere poziția lui, destul de în spate, să zic așa. Toți de pe aici și-au cam pus panouri solare. Intenționăm să punem și noi, dar momentan stăm prost cu bugetul. Oricum, pe viitor, având în vedere faptul că cartierul ăsta nu prea are gaze, cea mai bună investiție cred că ar fi o pompă de căldură și panouri solare, și atunci nu mai avea nicio treabă cu gazele și alte. Ia uitați ce și-a pus aici. A pus panouri. Mi-a plăcut și modelul ăsta, așa pe pătrat. Dar nu știu, cred că sunt în interior foarte mici, pentru că noi am mai intrat în câteva case înainte să o cumpărăm pe a noastră și deși de afară par destul de mare așa pe pătrat, în
momentul în care am intrat în ele au fost destul de mici. Și genul ăsta de case am văzut că pleacă de la 150.000, 130.000, 140.000 fără pompă de căldură. Din punctul meu de vedere, prețul ar trebui stabilit în funcție de ce bagi în casă. Adică faptul că îmi faci cu beceauri sau că îmi faci cu, din alea, cum se numesc, cu cărămidă din aceea, ăsta ar trebui să crească prețul. Faptul că mi-o faci cu cărămidă, nu că faci casa pe pătrat. Lângă noi, lângă casa noastră, acolo se mai construiește, o să construiește cineva, de fapt a luat acolo un teren de 500 de metri pătrați, l-a împărțit în două și construiește două case. Haideți acolo să vedem așa din mașină cum arată, dacă putem să filmăm cumva. Sunt destul de mici, sunt pe parter, dar eu am intrat în ele. Sunt ok, să zic, compartimentate. Haideți să le vedem și pe alea. Acestea sunt casele. Abia aștept să punem gazon în toată partea asta aici, v-am zis de nu știu câte ori. Aștept cu nerăbdare să vină vara aia în care să ne apucăm în curte să facem treabă, să trebăluim, pentru că aici, în spate, urmează să facem o terasă superbă, superbă, de terasă în aer liber și abia aștept să vină vara, să fie frumos afară, să putem să construim, să putem să ne amenajăm așa cum vrem noi. Problema mea cea mai mare cu aceste case este că sunt lipite unele de altele. Deci sunt efectiv lipite unele de altele. Au teren în partea stângă, într-adevăr. Au suficient, să zic așa, cât teren să și trebuiască. Dar da, casa e frumoasă, îmi place mult. Au gândit-o bine. Strada asta urmează să fie asfaltată, pentru că este strada care are iluminat public de la primărie. Și am spus că o să fie cumva strada principală și atunci o să trebuiască să o asfalteze. Ok, cam asta a fost de aici. S-a făcut seara, deja nu mai vedem nimic. Dacă v-a plăcut seria asta, lăsați un like și scrieți în comentarii dacă vreți să mai facem chestii de genul ăsta. Poate data viitoare mergem și găsim alte case în care putem să intrăm, bineînțeles, în care avem voie să intrăm. Până una alta, nu uitați să vă abonați, să dați și voi subscribe și să dați un like și un comentariu dacă v-a plăcut. Spuneți-ne ce părere aveți despre casa asta. Merită cei 150.000 sau nu? Să aveți o seară frumoasă, vă pom, pa!